Astăzi o să fie una din zilele alea în care soarele ba intră, ba iese din nori. Dar partea bună este că avem soare și că e primăvară și că e frumos. Hello, dragilor, ce faceți? M-am gândit astăzi să vorbim puțin despre un subiect pe care l-am atins acum câteva săptămâni când am făcut anti-haul-ul ăla, dacă vă amintiți. Vorbeam eu că vreau să tai așa niște lucruri din viața mea și am mai atins așa parțial subiectul ăsta și mi-ați spus câteva dintre voi că ați vrea să vedeți perspectiva mea sau pur și simplu să vorbesc un pic mai mult despre treaba asta. Înainte de toate, înainte să începem, o să fac mențiunea că astăzi niște chestii pe la care am ajuns, niște idei, niște concluzii, cum vreți voi să le spuneți, la care am ajuns eu pe piciorușele mele, acum că așa mi-a tunat mie. Sunt niște concluzii și o să detaliez mai încolo, dar sunt niște lucruri la care am ajuns, niște realizări la care am ajuns în timp, fără să, nu știu, mă influențeze vreun documentar, vreo analiză, vreun studiu sau așa. Majoritatea sunt chestii pe care le-am gândit eu. M-am uitat așa, am observat lucrurile din jurul meu și am văzut cam cum funcționează treaba și zic, ok, ar fi bine să fac asta, ar fi bine să fac asta, ar fi bine să fac asta. Iarăși, un alt aspect la care aș vrea să luăm aminte este că dacă fac eu lucrurile astea, n-am pretenția să facă toată lumea. Adică dacă eu de mâine vreau să nu mai mănânc X lucru, nu înseamnă că restul lumii nu trebuie să mănânce. Sau dacă eu decid să-mi cumpăr un anumit tip de haine, nu înseamnă că toată lumea trebuie să facă ca mine. Înțelegeți? Adică nu sunt nicio formă din asta disperată, nu o să devin nici ecologistă, nici vegană, nici în niciun caz. Pur și simplu sunt niște lucruri pe care eu le fac pentru mine ca să-mi îmbunătățesc cumva viața, așa mi-am gândit eu. Am să le fac în măsura în care îmi vor fi confortabile, în momentul în care mă vor incomoda lucrurile astea, nu le voi mai face dacă mă chinuie prea tare, că n-are sens și n-am pretenția să facă nimeni ca mine. Un alt lucru pe care aș vrea să-l avem în vedere, un lucru pe care de altfel le amuză pe prietenele mele, și anume că eu vin mai târziu cu trendul ăsta. Nu m-am luat după trend. Again, nu m-am luat după trend. N-am nicio treabă, nici nu mă interesează trendurile în materie de subiectele astea, dar nici nu zic că mă deranjează, că din trenduri mai auzi câte un lucru, așa, mai dă câte o idee sau așa. Dar trendul ăsta cu clean life este de foarte mult timp și a apărut valul în sine, a cam trecut acum din ce observ eu. Eu nu vin pe trend și multe dintre voi poate ați adopta stilul ăsta de viață, multe dintre voi poate faceți treaba asta, ceea ce foarte bine vă felicit dacă sunteți în punctul ăla. Pe mine m-a lovit acum, știu că am prietene care se distrează pe seama mea și spun, da, eu am trecut prin procesul ăsta de realizare deja de mult timp, ok, good for you, ce să zic, așa, și eu o să am stilul meu de abordare, tocmai pentru că nu vin pe fondul unui trend și nu mă interesează să urmez un trend. Și vorbim, în cazul în care nu v-ați prins, despre toată ideea asta de clean life. Nu știu cum să-i spun, pentru că nu e neapărat clean life, că trendul în sine înseamnă ceva, iar cum ziceam, eu nu vreau să acced la un trend anume. Pur și simplu, am luat eu cu privire la viața mea niște decizii, niște lucruri, dar lucrurile astea nu sunt de astăzi, nu se mai întâmplă X lucru, știți? Adică de astăzi tai cu toporul și gata, nu mai fac lucrul ăla. Nu, ci lucrurile merg progresiv. Totul a plecat, cred, dacă mi-aduc eu bine aminte, acum vreun an de zile, cred că se face un an dacă nu mai bine, de când m-am oprit din a folosi balsam de rufe. Balsam de rufe mai foloseam așa, on and off, nu era o problemă, dar problema a fost în momentul în care m-am oprit vreo 3 sau 4 luni din a folosi balsam de rufe și am văzut că nu mai respir greu dimineața sau nu mă trezesc cu nasul înfundat. Ce mi se întâmpla mie era că în fiecare dimineață, fără excepție, că era frică, era soare, că aveam geamurile deschise, că multă lume a dat vina pe faptul că dorm cu geamurile deschise de primăvara, din aprilie până în octombrie, dacă se poate, eu dorm cu geamurile deschise. Și multă lume a dat vina pe chestia asta, apoi de la frig. Nu are nicio legătură. Deci pentru mine nu are treabă chestia asta și iarna când dorm cu geamurile închise și când dorm cu geamurile închise vara și așa mai departe, tot timpul mă trezeam cu nasul înfundat.
Am pus-o pe ideea de deviație de sept, că am o mică chestie, o mică deviație de sept. Când mă uit în oglindă, parcă mi se pare că e chiar foarte urâtă, dar în fine. Și am tendința să dorm cumva cu capul în pernă, adică dorm cu capul ceva în stilul ăsta, adică trei sferturi din fața mea este în pernă și eu tot timpul dădeam vina pe treaba asta. Bă, îmi storcesc efectiv fața în pernă și de aia, normal că sinusurile mele sunt săracele de ele, sunt terminate. După ce a fost episodul ăsta cu balsamul de rufe, mi-am dat seama la un moment dat că a durat mai mult, again, a fost mai mult, nefolosind nici parfumuri de cameră, nici astea. Deci a fost un gap, nu știu ce s-a întâmplat, n-am mai cumpărat nici parfumuri de cameră, nici lumânări, nici Lenor, nici nimic, nici balsam de rufe, nu Lenor, că nu vrea să zică cineva că am ceva cu Lenor, balsam de rufe în general. Așa. Și cred că dormeam și cu geamurile deschise, că circula aerul foarte mult și mi-am dat seama la un moment dat că zic, bă, dar eu nu mă mai trezesc cu nasul înfundat dimineața. Opa! Și asta cumva a fost mi s-a prins beculețul, așa, mi s-au prins beculețele ca la loto, știți? Ting, 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 ting. Ia, hai să vedem. După aia am cumpărat iarăși un balsam de rufe și l-am folosit și am observat că mi s-a întors nasul înfundat dimineața. Zic, ok, something's there. Se întâmplă ceva acolo. E, și de la treaba asta am început eu așa ușor, ușor să mai fac un pic de research, să mă mai gândesc logic și mi-am dat seama că vreau să scot anumite elemente din viața mea. Stați că era să cad. Să scot anumite elemente din viața mea. Și cum vă ziceam și în clipul ăla cu antiholul, în primul rând, astea au fost primele care au dispărut de pe lista mea, și anume balsamul de rufe, lumânările parfumate, parfumurile de cameră, odorizantele, pentru că sunt foarte toxice. Și când faceți un pic de research să vedeți ce e în ele și cât de agresive sunt asupra hormonilor, asupra sănătății. Da. Ideea este în felul următor, că am ajuns la magica realizare pe care toată lumea o știe, dar n-am conștientizat-o efectiv, la modul că n-am simțit-o pe pielea mea, că suntem atât de înconjurați de chimicale, suntem atât de îmbâxiți de chimicale, încât ni se pare normal să venim la cea mai mică chestie, inclusiv la cafea sau ceva, să venim cu ceva chimic. Și zic, băi, stai un pic că nu e în regulă. Adică nu. De undeva trebuie să mai tai. Și am început prin a tăia, cum ziceam, balsamul de rufe, odorizantele de cameră, lumânările, care și lumânările alea parfumate, iară, sunt foarte toxice, mai ales că uleiul de parafină, dar și uleiurile esențiale care se folosesc pentru ele. Și am început să le tai pe astea. După aia am stat și m-am gândit un alt aspect la care vreau să lucrez și, din nou, repet pentru cine nu înțelege, este o chestie progresivă care se întâmplă, este în desfășurare acum. Nu am terminat cu subiectul ăsta, gata, am zis punct, de acum încolo nu mai folosesc ăla și gata, nu se mai întâmplă. Cu balsamul de rufe, cu astea, cu capitolul odorizante, arome și așa, mi-a fost ușor. Dar unde este bătălia cea mare este la plastic. De ce? Pentru că toate lucrurile vin în plastic. După realizarea cu balsamul de rufe, a venit realizarea cu plasticul. De ce? Pentru că acum, dacă vă uitați, toate ambalajele pe care le avem la dispoziție, toate recipientele, totul scrie pe el că e din plastic reciclat. Și n-ar fi o problemă faptul că e din plastic reciclat pentru că ajută mediul și așa mai departe. Problema este că plasticul reciclat nu este la fel de durabil și la fel de bine făcut ca plasticul inițial, știți, ca prima mână de plastic. Și asta am observat-o doar din simplu fapt că am sticle de plastic prin curte, care sunt din alea vechi, mai de demult, care au din plastic original, ca să spunem așa, și am sticle de plastic, din plasticul ăsta reciclat prin curte, le aveam prin curte și mă uitam, le comparam. Alea din plasticul original erau aproape intacte, erau ca la început, pe când plasticul ăsta reciclat se descompune mult mai repede. Și am stat și m-am gândit, ok, ce efect are asta asupra. Și am stat și m-am gândit care e efectul asupra alimentelor, în primul rând, că acolo e buba cea mare, pentru că nu știu dacă știți că noile studii arată că inclusiv sugarii de câteva zile au plastic în sânge. Asta pentru că s-a transmis din laptele matern,
laptele matern fiind și el îmbâxit de plastic, s-a transmis la sugar și așa mai departe. Sau au luat plastic din intrauterin, da? S-au descoperit particule de plastic inclusiv în placenta femeilor. Ce este înfiorător, este îngrijorător. Asta pentru că plasticul în sine nu mai este stabil, cum era odinioară, și se descompune. Și plasticul ăla nu face nimic bun. Păi dacă am săpat zilele trecute și am găsit o pungă de plastic aruncată, cred că de 15 ani aruncată la mine în grădină, în zona unde aveam înainte gunoiul, vă dați seama ce efect are asupra organismului nostru. Și mi-am dat seama că nu e ok. Nu e bine. Și hai să încerc să reduc din plastic. Aici e foarte greu. Aici bătălia e foarte grea pentru că tot ce cumpărăm, aproape tot ce cumpărăm vine în plastic. Da, sunt lucruri pe care le putem lua și le luăm în recipiente de sticlă, de ceramică și așa mai departe, dar majoritatea vine în recipiente sau pungi de plastic. Și problema cea mare este când acel plastic este tratat și termic. Adică când pui o băutură fierbinte într-o cană de plastic sau mâncare fierbinte într-un recipient de plastic, atunci se grăbește acea descompunere a plasticului. Ok, nu vreau să vă fac teoria plasticului și așa mai departe. Again, asta e chestie strict pentru mine. Dacă pentru unii n-are logică și n-are sens și realitatea voastră nu vă permite să vă gândiți la treaba asta, nu e nicio problemă. Eu spun doar niște chestii la care am ajuns și concluziile mele. Și m-am oprit în primul rând de a mai cumpăra apă la PET. Nu, prefer să beau apa de la mine, care nu e atât de rea pe cum pare. E mai calcaroasă, e mai dură, nu știu ce, poate într-un viitor mai îndepărtat, nu chiar acum, să investesc într-un filtru din ăla foarte bun pentru apă și o să fie ok, dar nu vreau să mai cumpăr. Aici am putut să tai apa aia pe care o cumpăram la PET, că, vezi, Doamne, mă feream de apa mea din curte. Că, na, suntem la țară, oamenii au animale, nu știu ce, dar în egală măsură pământul funcționează și ca un filtru foarte, foarte bun. Dacă nu știți, uitați-vă la cum își filtrau indienii, amerindienii apa. Cum puneau straturi de pământ, roc, nisip și așa mai departe până ajungeau să aibă apă curată. Puneau pe un râu ca să aibă apă curată. E, așa m-am gândit că poate funcționează și aici. Nu știu, poate n-am dreptate, poate e mai toxică apa mea, nu știu. Dar măcar nu e din plastic. Deci am început să curăț recipientele din plastic. Nu mai am vase de plastic. Oricum nu mai aveam vase de plastic de mult pentru că mi se păreau urâte că se degradau și se decolorau. Nu mai am din astea caserole de plastic, nu mai am sticle de plastic, nu mai am chestii de plastic în care să pun. Ok, sunt multe alimente care vin în pungi de plastic, în folie și așa mai departe. Asta este situația. Eu am tăiat de unde am putut. Știți, mergem pe principiul fiecare face ce poate mai bine în situația respectivă și acolo am putut să tai. Pe viitor poate voi încerca să mai lucrez la aspectul ăsta și să nu mai cumpăr atâtea ambalaje de plastic. Dar de unde am putut să tai, am tăiat. După treaba cu aromele, odorizantele și plasticul, m-am gândit unde aș mai putea să mai umblu, la ce aș putea să mai îmbunătățesc. Și primul lucru care mi-a venit în minte au fost hainele, evident. Pentru că în ultimii 10 ani cel puțin, dacă nu mai bine, industria asta, mai ales de fast fashion, este compusă cu precădere din plastic. Și n-ar fi neapărat asta o problemă dacă lucrurile ar fi și de calitate. Dar, din păcate, acum, nu știu, 15 ani, când cumpărai o bluză din poliester, sau chiar și acum 10 ani, am o bluză cumpărată de poliester de acum 10 ani, care arată impecabil, este exact ca atunci când am cumpărat-o. Am cumpărat alte bluze de poliester, nu știu, acum câțiva ani, pe care a trebuit să le arunc pentru că nu mai sunt bune, știți? Așa. Și asta e ideea, că și astea din plastic nu mai sunt de bună calitate. Și am decis, cum vă ziceam în clipul ăla cu anti-haul-ul, să nu mai cumpăr haine care nu au minim 50% fibră naturală. Deci trebuie să fie ori văscoză, ori bumbac, ori lână, ori, nu știu, ceva natural, in și așa mai departe. Deci minim 50%. Dacă am găsit o rochie, de exemplu, ieri, care îmi plăcea foarte tare, când dau pe ea era 50% poliester, 48% bumbac și 2% elastan. N-am luat-o.
Pentru că era acel 48. Dacă era 50% bumbac, 48 poliester, o luam, știți? Dar având în vedere că n-avea acel procent de 50%, n-am luat-o. Poate părea, nu știu, ciudată, absurdă, aiurea, nu știu ce, dar am văzut că de-a lungul timpului tot materialele naturale rezistă cel mai bine și chiar dacă au un aport de plastic în ele, tot e mai bine decât 100% plastic. Și după aceea putem să venim și cu varianta ecologică, că e mai ecologică și așa, la 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 la, așa. Și tot la capitolul ăsta de fashion, v-am zis că vreau să investesc numai în încălțăminte de piele și în genți de piele sau accesorii de piele. Pentru că nu merită, se degradează. Cele care nu sunt din piele naturală se degradează foarte repede. Din perspectiva ecologică, nu sunt bune și atunci n-are sens. Sunt mult mai durabile, chiar dacă costă mai mult, deși nu mai costă. Adică am văzut pantofi de piele bine lucrați, mai ieftini decât unii de piele artificială, care e mușama clasică pe care o știm cu toții. Așa. Și am văzut, nu mai e cazul, știți? Iarăși, pe partea de mâncare, ca să ne întoarcem puțin pe partea de mâncare, vreau să cumpăr cât mai puțină mâncare procesată. Deci cât mai puțină, dacă se poate, minimul de mâncare procesată. În sensul de nu mai cumpăr mâncare gătită, oricum nu prea cumpăram eu, dar ca idee, nu mai cumpăr mezeluri, nu mai cumpăr, nu știu, în afară de brânzeturi, nu știu, unt, brânză, din asta, parmezan, nu mă apuc eu să fac parmezan acum, că nici n-aș putea. Lucruri de genul ăsta pe care nu le pot controla și nu am cum să le fac eu, da, alea le cumpăr, dar și pe alea le cumpăr în cantități mai mici decât normalul, ca să zic așa. Și nu vreau să cumpăr, adică când gătesc, vreau să gătesc cu, nu știu, dacă e să folosesc fasole fără să mai iau din elemente procesate sau mă uit pe ingrediente. Iarăși, am început să devin vânător de ingrediente. Am început să fiu atentă la locul din care vine sarea. Pentru că, din păcate, în România avem sare extraordinar de bună, foarte, foarte bună, dar îi se bagă un nenorocit de anti... de la, nu știu, iar nu-mi vine cuvântul la minte, că are o denumire, nu e anticoagulant, e altceva, ca să nu se facă bulgări sarea. Și se bagă tâmpenia aia și chestia aia este toxică, este foarte toxică și cancerigenă când pui sarea la mâncare gătită sau când ajunge la temperatura de fierbere mâncare. Și am grijă, again, repar și eu lucrurile pe unde se poate. Încerc să mănânc fructe, legume naturale, dacă se poate, nu din Turcia, așa. De-aia insist foarte tare să-mi fac grădina mea, pentru că măcar câteva luni pe an, știți, că ce fac eu cu grădina mea, nu pot să-mi spun că sunt 100% independentă și nu mai trebuie mâncare din exterior și bla bla bla. Nu, ca să nu mai trebuiască mâncare din exterior să cumpăr, ar trebui să pun toată tarlaua asta de la mine, de la casă, până departe. Știți, ar trebui să o pun cu legume, fructe și așa mai departe, ca să le am pe ale mele. Dar măcar câteva luni pe an, nu știu, 3-4 luni pe an, dacă reușesc să mănânc, nu știu, mâncare mai curată, mi se pare că tot e mai bine, tot e ceva decât deloc. Că de-aia spun, nu o să devin nici genul ăla de om ahtiat pe a cumpăra numai produse organice. Oricum, astea cu organic, neorganic, e foarte fiși. De multe ori, produsele organice sunt mai otrăvitoare decât ale neorganice, pentru că în zona asta de bio-eco-organic, reglementările sunt foarte legere. Nu s-au dat niște direcții clare, că vă dădeam eu exemplu ăla cu merii, că trebuie să stropesc merii, pentru că altfel n-aș face mere. Nu s-ar face la mine, la condițiile meteo care sunt aici și la bolile care se răspândesc foarte ușor aici și la... Așa. Deci nu pot să spun că merele mele sunt organice. Nu sunt organice. Însă, odată cu merele, am învățat că stropitul ăsta este făcut cu cap. Se face în anumiți termeni, cu anumite substanțe care sunt reglementate, substanțele alea, că de-aia au fost și scoase de pe piață foarte multe substanțe care înainte erau considerate bune, dar erau toxice. Avem noroc cu Uniunea Europeană, ce credeți? Că
Ne ținem frâu pe partea asta și am oameni care au făcut pomicultură înainte de intrarea noastră în Uniunea Europeană și după intrarea în Uniunea Europeană și pot să facă diferența, să-mi spună, băi, s-au scos substanțele alea care erau într-adevăr otrăvitoare și au rămas astea care, da, sunt, pe moment sunt toxice, dar în timp se duc. Asta e ideea, că multe dintre ele dispar din legumă sau din fructul respectiv pe care îl folosești, da? Deci, toată povestea asta cu organii, cu nu știu ce, da. Și nu cred că acolo e prioritatea noastră. Prioritatea noastră personal cred că este, ar trebui să fie, sau prioritatea mea este, ca să nu mai dau la general, să încerc să mănânc cât mai puțină mâncare procesată, să mănânc întâi mâncare din asta, whole foods, cum spun americanii, adică nu faci piureu din fulgi de la cutie. Că poate fulgii aia n-au văzut cartoful niciodată. Iei un nenorocit de cartof, îl cureți și îl pui și îl faci piure, că nu e așa de greu, știți? Pe principiul ăsta, genul ăsta de... Așa, deci ăsta e primul pas. După aceea vom vedea. Dar nu am de gând să mă transform într-o Kourtney Kardashian, care la ea totul trebuie să fie organic și... Nu. E puțin absurd să trăiești în lumea asta, știți, așa, că să... Poate la nivelul lor se poate, dar la nivelul meu încă nu se poate și... Again, încerc să fac niște schimbări din astea, poate sunt mărunte, poate sunt banale, poate sunt așa, dar eu cred că tot e mai bine decât nimic. Măcar dacă m-am gândit în felul următor, din toate produsele chimice toxice pe care le folosesc, dacă elimin undeva la 30-40%, tot e mai bine decât deloc. Că iarăși, nu mai folosesc, am grijă la detergenți, folosesc detergentul de rufe cu măsură, așa, foarte atent. Nu o să renunț la detergent de rufe, by the way, că mă întreba cineva, da, o să renunț și la detergent? Nu! Deocamdată n-am găsit un înlocuitor natural suficient de bun ca să înlocuiesc detergent. Iarăși, ocazional, dacă va fi nevoie, cum a fost recent nevoie să folosesc Nufărul ăla de la Farmec, care este de scos pete, care cred că e foarte toxică, mă neacă în ultimul hal, deci când îl respir pe ăla, deci mi se oprește respirația, de cât e de toxic. Eu bănuiesc că e super toxic, dar odată la nu știu cât timp e nevoie să-l folosesc. Nu, atunci îl folosesc, adică nu, v-am zis, nu o să devin foarte strictă. Nu, iarăși, detergenții de podele, îi folosesc cu moderație, adică nu pun mult, nu pun și parfum, nu pun și nu știu ce. Nu mai folosesc detergentul de mobil. A, ăla, de șters mobila, vai, mi se pare, și ăla mă înfunda și mi se făcea un rău de la el. Ceva de groază, deci când dădeam cu din ăla, trebuia să țin jumătate de zi deschis tot. N-am suportat niciodată mirosul ăla, dar nu mirosul în sine, mi se părea că e așa în aer și că se pune pe mine chestia aia de șters mobila. Prefer o lavetă din aia, gen microfibră, de zic ăștia, laveta magică, prefer una din aia, șterg cu una din aia praful și mi-e suficient. Dacă vreți neapărat, putem să intrăm și în specific, în subiecte specifice, ce fac eu, ce înlocuiesc cu ce, gen detergentul de podele, cu ce l-am înlocuit, sau, cum ziceam, laveta de microfibră în loc de chestia aia de șters mobila. Și așa mai departe. Încerc cumva să mă țin la distanță. Apropo, o să ziceți, băi, da, vezi că și parfumurile, că ziceam mai la început de arome și toate cele, vezi că și parfumurile sunt toxice. Da, e adevărat, și parfumurile sunt toxice. Ăsta este un domeniu în care încă nu vreau să tai și având în vedere cum s-a schimbat legislația la începutul anului, pentru că dacă nu știți, în cosmetică și parfumerie iarăși s-a schimbat legislația și a devenit și mai dură și mai strictă și s-au interzis multe ingrediente sau s-au redus cantitățile, concentrațiile la multe ingrediente în Uniunea Europeană. Totuși, da, deci multe parfumuri vor dispărea dacă n-au dispărut deja de pe piață, din cauza că nu mai pot folosi anumite ingrediente, așa și norul ăla mă supără, așa și în cosmetică, pe partea de skincare și cosmetică și geluri de duș și de astea, încă n-am făcut nimic. Adică încă acolo mă țin de aceeași chestie pe care o am de ani de zile, să folosesc cât mai puțin alcool, măcar pe ten, dacă nu și pe restul corpului, să folosesc mai puțin alcool sau cât mai puțin.
Și acolo încă mi-e greu. Adică acolo mai am, încerc să cumpăr tot așa produse în recipiente de sticlă, oricum și înainte mă interesa treaba asta, pentru că știu că sunt recipientele de sticlă, oricum sunt de mai bună calitate, sunt mai bune decât cele de plastic. Da, nu știu cât este de revelator clipul ăsta, v-am zis, știu că multă lume deja a trecut prin etapa asta și prin faza asta de foarte mult timp și e foarte bine, mă bucur pentru voi, dar pe mine acum a trăznit de vreun an și ceva și progresiv încerc să aplic lucrurile astea în viața mea și să fac lucrurile astea. Nu sunt perfectă, iarăși, nu mă aștept ca de astăzi, dacă când postez, gata, totul să fie perfect și să nu mai am nicio problemă, pentru că, cum am zis în clipul ăla cu anti-haul-ul, că nu mai vreau să cumpăr haine care au sub 50% fibră naturală, cum au început să apară întrebările. Da, aia ce e? La clipuri vechi și la produse, la haine vechi. Da, aia are 50% fibră naturală? Da, aia... Nu, asta e scopul. Adică nu, scopul nu e să fiu perfectă, ci scopul e să fac mai bine în fiecare zi decât am făcut cu o zi înainte, știți? Ăsta e scopul meu personal. Și poate, da, nu știu, poate o să-mi pinice cu tronc o rochie care e 100% poliester, bă, dar îmi place, de nu mai pot și chiar o vreau. Nu mai sunt în faza aia în care să fiu foarte leșinată și poate și de-aia mi-e și mai ușor. Nu mai sunt atât de leșinată după haine, după skincare, după make-up, după, știți, poate și din cauza asta sau datorită acestui lucru să nu mai, să-mi fie mai ușor. Dar dacă îmi tun odată că, bă, vreau o rochie, de exemplu, am văzut o rochie foarte frumoasă de gală și mă gândeam că poate mi-ar trebui să o am eu acolo de rezervă pentru ceva. Și era 100% poliester. Bă, dar dacă îmi place de nu mai pot, o iau, ok, aia este, odată. Dar dacă în restul timpului, 90% din restul timpului cumpăr produse care au fibră naturală în ele, peste 50% sau minim 50%, cum ziceam, tot e un câștig. Eu o văd ca pe un câștig. Acum fiecare în funcție de viziune, știu, sunt oameni foarte radicali, sunt oameni care sunt foarte îndrăgiți, sunt oameni care sunt foarte pasionați pe subiectul ăsta și au niște opinii foarte vehemente pe treaba asta. Perfect, ok, treaba lor. Mie, în general, nu mi-au plăcut extremele și știți asta că niciodată nu mi-au plăcut extremele, nici prea prea, dar nici foarte, foarte, știți? Nici să fii total indolent, dar nici să fii excesiv de habonic în chestia asta și să te streseze, să-ți aducă un stres din ăla suplimentar în viață în care să nu mai poți să faci nimic, că totul e, aoleo, s-a atins de plastic, eu nu mai mănânc aia, sau aoleo, evident că dacă sunt în oraș și mi-e sete, o să mă duc și îmi cumpăr apă la un pet de sticlă, de plastic, dacă nu găsesc de sticlă, normal, what's the problem, dar nu o să stau să mor de sete pentru că nu găsesc decât apă la plastic. Aia e, odată, asta este. Dar încercarea de a face mai bine, cum ziceam, în fiecare zi să încerc să fac un pic mai bine decât am fost cu o zi înainte. Asta e tot. Na, spuneți-mi părerile voastre, dacă și voi ați... chiar sunt foarte curioasă dacă pe voi v-a lovit valul ăsta, dacă ați acces la valul ăsta și dacă v-ați ținut de el sau unde v-a fost greu. Iarăși, puteți să-mi spuneți în ce punct vi s-a părut foarte, foarte greu să vă țineți de treaba asta. Că sunt foarte curioasă. E chiar foarte interesant de văzut, mai ales de la oameni care au mai multă experiență, unde v-a fost greu să puneți, zice, să vă țineți de treaba asta. Bă, nu știu, la make-up, la băuturi, la nu știu, la ce vreți voi, spuneți-mi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!